Bine v-am regăsit, dragi telespectatori, vă spunem azi, joi 30 octombrie, la o nouă ediție a Ceaiului de dimineață. E joi, da. Wow. E extragere loto azi, nu? Am un prieten care nu lipsește din agenție joi și duminică și îmi spune, dacă am să câștig eu, am să-ți fac și ție un concediu frumos. Eu cred că am să mor. Și el nu o să apucă să-mi facă mie concediul ăla frumos pe care îl tot promite. Nu e foarte inspirat cu numerele. În fine, a câștigat o singură dată patru, categoria a treia, da, patru numere. Cam atât, cam atât. Bineînțeles că din patru numere nu i-a ajuns să-mi facă și mie un concediu frumos, așa că a strâns băieții și a dat și el o bere, pentru că nu, era fericit câștigător și... Ne tot spunea că el a pus, nu știu, 14 și a ieșit 15, al cincilea număr. Că da, deja la 5 numere poți să zici că te-ai cam scos din foame, dar cu 4 numere ce faci, nene? Sunt nici măcar un salariu mediu pe economie, în timp ce știm cu toții, amenziile poliției au crescut. Da, dragi telespectatori, dacă tot am zis de poliție, cea mai tare din România e poliția Harghita. De ce? Păi acolo, în afară de polițiști, avem și poeți. Ia ascultați aici. Poliția Harghita dă comunicate de presă în versuri. I-a dat cu o scândură în piept ca să-i arate că e deștept. E tare sau nu? Deci cine zice că nu e tare, omul cred că este puțin fără simțul umorului. Da? Cum să nu fie tare? Metodă mai puțin obișnuită a inspectoratului de presă, inspectoratului județean de poliție, Harghita, de a scrie buletinele de presă. Autorul nu este Păstorel, ci agentul șef al centrului de presă din instituție, care a început să facă un rezumat în versuri al faptelor cercetate de colegii săi. I-a dat o scândură în piept ca să-i arate că e deștept, însă aflând că e cercetat, abia acum s-a deșteptat. Ce s-a întâmplat de fapt? Un localnic din comuna Lunca de Sus este cercetat penal după ce și-a lovit un consătean în piept cu o scândură. Iar inspirația continuă pentru poetul Filip Gheorghe în cazul a doi șoferi aflați sub influența alcoolului și care au fost identificați de polițiști în localitățile Frumoasa și Miercurea Ciuc. Unul Frumoasa, altul în Ciuc. Care de care mai năuc. Ambii pricep beție. Treci inconștiență, stai pe veci. Cum se scrie o poezie despre un pieton aflat sub influența alcoolului și neechipat regulamentar ce a fost acroșat de un autoturism în timp ce traversa neregulamentar drumul european? N-am fost eu reflectorizant, în schimb am fost odorizant, cu țuică, vin și un pic de bere. De aceea mă întreb, șofere, nu m-ai văzut, dar sunt uimit. Cum oare? Nu m-ai mirosit? Domnul Filip Gheorghe de la poliția Harghita e number one. Poezii frumoase, astea sunt anecdote, intră la categoria satiră, nu? Pamflet, ce să mai haideți? Și demonstrează că există și în poliție... În afară de înapoiați și niște oameni talentați. Dacă e să ne exprimăm în rime, nu? Chiar săptămâna trecută l-am întâlnit că ne știm. Am fost odată la dumnealui cu o mică problemă și s-a rezolvat repede. Ne-am întâlnit cu domnul comandant al poliției locale, cu domnul Precup, care se dovedește a fi un om deosebit. Și... I-am spus că am avut două întâlniri frumoase cu poliția locală. Una noaptea pe la vreo două jumate, că mă culc foarte târziu, ce e adevărat. Și am ieșit la, așa, pe la 2:15 să plimb câinele. Și am văzut cum vine
poliția, dar aveam impresia că se uită băieții la mine. Nu se uitau la mine, veneau foarte, foarte încet cu antuia. Se uitau să nu fie spartă vreo vitrină la magazinele din zonă. Că știți că hoții noaptea, ziua mai greu, că nu, e lume în magazin, dar noaptea, oh, oh, Texas dincolo de râu. Erau foarte, foarte atenți. Și într-o altă noapte eu venisem de la un eveniment care se prelungise foarte mult. Și la fel mi-am scos câinele. Câinele ajunge undeva lângă un gard viu. Și dincolo de gardul viu era șoseala. Ei m-au văzut, au dat totul pe după niște blocuri și au venit, s-au oprit în dreptul meu. N-aveam nicio treabă, aveam buletin la mine, în cazul în care totuși nu era necunoscut. Și au dat jos parbrizul, s-au oprit așa pe șosea în dreptul meu. Ei n-au văzut câinele. Și m-au întrebat: aha, bună dimineața, aha, ce faceți? Urinați în spațiu public, urinați în public, ceva de genul. La care mama a plecat, mi-a ridicat cățelul, am zis: uitați, domnilor, doar nu o să urinez pe câine, hai să fim serios. La care amândoi: oh, Gabi, tu ești. Au fost atenți, m-au văzut de departe, au zis: ăla este un contravenient, ha-ha. Am pus-o de amendă cu el, dar n-au avut noroc. Nu mi-a văzut câinele. Era ca mic, după gardul viu, nu ăsta. I-am povestit domnului comandant, a și râs. Dar zic, vezi, sunt vigilenți. Da, într-adevăr, sunt vigilenți. Și îmi doresc să fie și ziua pe cât de vigilenți sunt noaptea. Dragi telespectatori, să începem acum cu vremea. Nu-i abună că e nebună. Sau cum, fie vremea cât de rea, o să-mi iau și umbrela. Nu, mă apucă și pe mine în rime, ca pe polițistul. Oare dacă mai zic vreo 10 poezii de-astea, mă ia în poliție. Minus 1 grad Celsius în acest moment la satul mare. Atât e și minima zilei. Minus 1. Maxima 12, cerul senin, șanse de precipitații 0. De mâine o să avem parte și de niște nori, cresc șansele de ploaie, scade maxima. Adică mâine, cer parțial înorat, 11 grade Celsius, maxima minus 1, minima 10% șanse de precipitații. Cea mai scăzută maximă a acestei săptămâni, se pare că o să avem, poimine, sâmbătă. 9 grade Celsius maxima, cer parțial noros, 0 grade minima și 10% șanse de precipitații. Asta în prima zi a lunii noiembrie. Da, primirea ne-a făcut-o luna noiembrie, nu? Cu 9 grade maxima, 0 grade minima. Duminică 2 noiembrie, cer parțial noros, 11 grade Celsius maxima, 2 grade minima, 0% șanse de precipitații. Luni 3 în noiembrie, cer parțial noros, 14 grade Celsius maxima, 2 grade minima, 0% șanse de precipitații. Marți 4 noiembrie, cer senin, 14 grade Celsius maxima, 3 grade minima, 0% șanse de precipitații. Miercuri 5 noiembrie, cer senin, 16 grade Celsius maxima, 4 grade minima, 20% șanse de precipitații. Așa, și ajungem la acum la nașteri. Pe Wikipedia să vedem cine s-a născut astăzi. Nu pot să cred. 2, 4, 6, 8, 10. Domne, am. Nu, că eu cred că este și o doamnă, dar nu-i doamnă, e un nume de ăsta mai complicat. Și întotdeauna le citesc doar pe cele numele din ultima sută de ani, 1941, Theodor Wolfgang Hansch, fizician german. 1943, Horea Scutaru Ungureanu, un fizician român. 1954, Mihai Măniuțiu, regizor de teatru, prozator și eseist român. 1960, wow, butoiașul atomic, Diego Armando Maradona. Oare cine nu își aduce aminte de acel gol marcat Angliei cu mâna, unde arbitru n-a văzut și Diego s-a scos? A zis, știți ce a zis? E beton! Maradona a zis, a fost mâna lui Dumnezeu. Hat ishten ochorut! Era un meci de orgoliu național. De ce? Nu cu mult timp înainte, englezii
cuceriseră insulele Malvine, insulele Falkland. Nu știu câți dintre dumneavoastră vă mai aduceți aminte. A fost undeva prin 1981. Am memorie bună, știu bine istoria. Insule situate totuși la vreo 800 de kilometri de Argentina, dar considerate strategice de leul britanic pentru imperiul său. Așa că s-au pus pe ei. Adevărul este că meciul a fost destul de echilibrat până când a venit Uncle Sam să sprijine logistic. Și nu numai Anglia. În acel moment totul s-a terminat pentru argentinieni. Efectiv, la de atunci la nu știu câte olimpiade nu s-au salutat. Relațiile lor s-au normalizat recent. De ce? Pentru că foarte multe familii argentiniene au câte un erou al acelui război în familie. Deci au câte unul care nu mai e printre noi. 1961, Dan Horațiu Buzatu, politician român. Nu știu, cam atât este, mi se par cam puține. Haide să ne uităm și pe Mondo News, la calendarul lor istoric. Mondo News. Da. Acum să vedem care e diferența. Au uitat să-l pună sau efectiv n-au datele. Habar n-am ce se întâmplă, dar nu avem. Nu avem. În schimb avem o informație foarte frumoasă. NATO în alertă! Avioane rusești au survolat Marea Neagră. Fost ministru de externe declară: nu cred că se pune problema unui război. NATO se află în alertă după ce mai multe avioane rusești ar fi fost interceptate că au survolat Marea Neagră, Marea Baltică și Marea Nordului. Sursa citată precizează că Alianța Nord-Atlantică a efectuat mai multe intervenții în ultimele 48 de ore în contextul intensificării activităților aeriene ale Rusiei în Marea Neagră, Marea Baltică și Marea Nordului. Avioane NATO au decolat spre 4 locuri diferite pentru misiuni de interceptare a 4 grupuri de avioane militare ruse care efectuau manevre deasupra Mării Negre, Mării Baltice și Mării Nordului, precizează NATO într-un comunicat citat de AFP. Adrian Cioroianu, fost ministru de externe, a explicat că și forțele navale rusești au avut o activitate intensificată în ultima perioadă, precizând că nu este exclus ca aceste acțiuni să aibă legătură cu rezultatul alegerilor din Ucraina. Cioroianu a vorbit despre mesajul pe care îl transmite Rusia prin aceste acțiuni, dar și despre probabilitatea de a se lansa într-un război. Da, am auzit și varianta asta, că intră în acțiune și serviciile de informații care lansează tot felul de teorii, ipoteze, dezinformări, ci că Vladimir Putin ar fi grav bolnav, ar avea cancer, nu știu. Și forțele navale rusești au avut activitate în ultimele zile. Nu trebuie să-i alarmăm pe români, dar este un răspuns ferm din partea Alianței, iar destinatarul se află la Moscova. Mesajul este că Rusia susține că are o zonă privilegiată în spațiul fost sovietic. M-a pus pe gânduri acum chestia asta, să o mai citesc o dată. Rusia susține că are o zonă privilegiată în spațiul fost sovietic. Știți de ce? Păi și Hitler, înainte de al doilea război mondial, declara că Germania are nevoie de spațiu vital. Nu vă seamănă chestia asta? A? Pe mine m-a pus pe gânduri serios. Și mă gândesc, din atâtea milioane și milioane și sute de milioane de ruși, nu se găsește unul să-i tragă un glonț în cap de la distanță domnului Putin? Da. Mesajul nostru este că aceste țări sunt libere să-și aleagă viitorul. Nu este exclus ca aceste acțiuni să aibă legătură cu rezultatul alegerilor din Ucraina. În Ucraina, a fi pro-european înseamnă a întoarce spatele Rusiei. Rusia nu stăpânește această armă. De ceea ce se numește soft power. Rusia a încasat serios măsurile economice care i s-au impus. Rămâne ca Rusia să investească în armament, rămâne să vedem cu ce rezultate. Este un joc riscant în primul rând pentru Rusia. China e beneficiarul a tot ce se întâmplă în Rusia. Nu trebuie să ne alarmeze strategiile de rezervă ale domnului Putin, care nu va recunoaște niciodată starea cetățeanului rus. Rubla este în scădere, deși salariile rușilor sunt în scădere.
întreba dacă este nevoie de un CSAT la București în contextul acțiunilor din ultimele zile derulate de Federația Rusă, fostul ministru de externe a răspuns: nu, CSAT nu se întrunește pentru astfel de știri care pot evolua de la o oră la alta. Nu am nicio îndoială că membrii CSAT-ului aveau informația cel puțin cu o oră înainte de informațiile apărute oficial. Nu știu dacă trebuie convocat CSAT-ul, ci de conștientizare a situației. Locul nostru pe hartă rămâne același. Acum avem șansa să fim parte a lumii occidentale din perspectiva militară, dar altfel ne cunoaștem vecinii. Noi avem relații bune cu toate statele, dar e bine să stăm cu ochii atenți pe toți vecinii. Și vă spun, și cu mâna pe buzunarul în care avem portofelul. Nu? Ai un buzunar, așa umblu eu prin unele zone din oraș, niște piețe, știți? În buzunar aici am portofelul și deasupra țin mâna pe geacă. Deci nu mâna în buzunar, deasupra, pe buzunarul în care am portofelul, ca să-l simt acolo tot timpul. Lucrurile sunt mult mai simple decât par. Dacă domnul Putin a ajuns la concluzia că nu... Dacă numai un război îl poate salva, ar fi posibil un scenariu și un eventual război. Însă îl consider pe domnul Putin o persoană responsabilă. Nu cred că se pune problema unui război. A completat Adrian Cioroianu, întrebat dacă există posibilitatea unui război. Nici eu nu cred că există posibilitatea unui război. Nu cred că omul e chiar atât de încuiat. Ba, din contră. La unele capitole, Putin a fost un geniu. Știți când? Când a început să-și făurească acea imagine de el conducea cu un deltaplan, un stol de nu știu ce fel de păsări rare care nu-și găseau drumul spre Africa. El iese la marcat focile, el iese să salveze balene. Putin merge la o întâlnire a motocicliștilor și el pe motocicletă și cu geacă neagră. Putin merge să tranquilizeze un tigru siberian, specie aflată pe cale de dispariție. Deci a făcut niște chestii de-astea extravagante pe care nu le face orice președinte din lume. A ieșit la pescuit undeva în Siberia, pe un râu de munte, la pieptul gol, ocazie cu care și-a arătat pectoralii. Totuși, Putin are o vârstă. Trebuie să recunoaștem, la capitolul fizic stă foarte bine. Cred că și la pregătire fizică. Dar ce trebuie de fapt ca să arăți așa? Ca un balaur? Să vă spun? Păi 2 luni de pregătire zilnică, doar câte 2 ore cu trupele Spetsnaz, trupele speciale ruse, care au acționat cu mare, mare succes în Crimea. Probabil dacă Uniunea Europeană n-ar fi dat un răspuns rapid, am fi avut parte de un scenariu asemănător cu aceleași trupe, cu oamenii verzi sau oamenii negri, nu știu cum îi se spune ăstora, așa, și în Ucraina. Am fi avut parte, nu doar în Crimea, și mai aproape de noi. Da, dar dumnealui, să nu uităm, a fost la pescuit cu la bustul gol, în ape de munte, păstră, cu cine? Cu prințul, cum se numește ăla? Alfred de Monaco, sau cum se numește așa? Cu prințul Monacoului. Putin, prieten bun, cu cine? Cu Gerard Depardieu, care exasperat de taxele impuse de statul francez, a cerut cetățenie sovietică. Atunci când am auzit asta, i-am zis, încă un țăcănit, frate. Așa. Putin, bun prieten cu Gerhard Schröder, fostul cancelar al Germaniei. Deci, întotdeauna, după ultimul război mondial, Rusia a avut o relație specială cu Germania. Rusia a avut o relație specială cu Franța. Acum se spune că în Uniunea Europeană, calul troian al Rusiei este Ungaria. Noi ne-am îndepărtat de ei, deși am spus într-una, putem să-i avem ca parteneri economici, pentru că rusul a știut un lucru. Fiecare obiect pe lumea asta, fiecare lucru își are prețul lui. S-a uitat la cana asta și a spus, ștoietă. Și, cană, dar scolco, cât? Atâta. A băgat mâna în buzunar și a scos banul. Cu rușii niciodată n-au existat probleme de plată, țeapă, de-astea. În privința asta s-au ținut de cuvânt.
Și am spus la un moment dat, domnule, toți se înghesuie să ocupe cât mai mult spațiu comercial în principalele orașe din Rusia. Toate firmele occidentale. Ei, acum cam suferă și aia din cauza sancțiunilor economice. Doar la noi, nenea, președintele a zis că nu, cu rușii, ce, comuniști, ce, asta, aia, aia, aia. E o piață de desfacere imensă, uriașă. Putem să fim în NATO și să facem afaceri cu ei, dar se pare că n-au mai vrut nici asta, ai noștri. Noi pierdem la capitolul bani, că nu prea avem unde să ne desfacem marfa, dar suntem mândri, noi nu facem afaceri cu rușii. Păi fac americanii, nicio problemă, fac nemții, fac englezii, fac italienii, fac francezii și noi nu, că ăia-s comuniști. Bravo, nene, păi dar ce are dacă-s comuniști? Îți implementează și ție comunismul când îți cumpără marfa. Consider că politica externă românească în ultimii 24 de ani a fost greșită în privința Rusiei. În privința Rusiei a fost greșită. De ce? Peste tot primează economicul și se spune de multe ori că în multe state economicul controlează politicul. Și așa este. Da. Să trecem la... Nu mai trecem nicăieri, luăm pauza publicitară. După vom face și revista presei. Publicitate. Domnilor, domnișoarelor și domnilor, ladies and gentlemen! Încă o dată, bună dimineața, dragi telespectatori, ne-am întors din nou ca să facem show 8 și 5 minute la ceaiul de dimineață, astăzi, joi, 30 octombrie. Să trecem la revista presei, dragi telespectatori, avem amândouă cotidienele locale, începem revista presei cu Gazeta de Nord-Vest, care titrează avansul subvențiilor europene plătit fermierilor până la finele lunii. Începe renovarea Teatrului de Nord. Vreme rece, mană cerească pentru comercianții de anvelope. Da, dar nu e chiar așa. Nu e chiar așa, de ce? Pentru că de la 1 noiembrie e obligatoriu încălțarea mașinilor, e obligatorie încălțarea mașinilor cu anvelopele de iarnă. Sădmărenii au dat buzna în vulcanizări și ateliere auto pentru a schimba cauciucurile de vară cu cele de iarnă. Influențați de scăderile de temperatură înregistrate în ultima perioadă, precum și de nisorile căzute la finele săptămânii trecute în zona de sud a țării, sădmărenii și-au măsuri de precauție și au dat buzna în vulcanizări și ateliere auto pentru a schimba anvelopele de vară de pe mașini cu cele de iarnă. În funcție de posibilitățile lor financiare, unii își achiziționează anvelope noi, alții reșapate sau semi-uzate, iar a treia categorie apelează la cele folosite anul trecut. Cheltuieli în funcție de buget. Marea majoritate a atelierelor auto sau vulcanizărilor din oraș sunt pline de mașini ale căror proprietari vor să le schimbe cauciucurile de vară cu cele de iarnă. Acum avem un vârf de prezență în această perioadă. Simțind că vine iarna, mulți dintre clienți vin să-și schimbe anvelopele. Lucrăm la capacitate maximă pe toate cele 5 standuri pe care le avem și abia putem face față cererilor și se pare că și în următoarele săptămâni vom avea la fel de mult de lucru, ne-a declarat Gheorghe Butco, patronul unui atelier auto din Satu Mare. În funcție de posibilitățile lor financiare, sădmărenii se împart în trei categorii. Din prima categorie fac parte cei care își achiziționează anvelope noi, care costă între 150 și 250 de lei pentru autoturisme precum Dacia Logan, respectiv între 200 și 300 pentru anvelope mai mari. O altă categorie sunt cei care își achiziționează anvelope reșapate la prețuri variind între 100 și 200 de lei sau semi-uzate care costă între 80 și 100 de lei. În ambele cazuri, dacă anvelopele sunt cumpărate din același loc, în preț intră și montarea lor pe jenți. În fine, în cea de-a treia categorie intră cei care folosesc anvelopele de anul trecut, montarea lor pe jenți constând între 40 și 80 de lei. Dar unde e cu 40? Trebuie să-l întreb pe semnatarul articolului. Ah, Florin Dura. Când mă duc și eu, unde e cu 40 să mi le schimb?
Sunt unele firme care asigură cazare pentru anvelopele de vară până în primăvară, pentru care proprietarul mai scoate din buzunar alți 50 de lei. Nu. Nu prefer asta. Mi le țin într-un balcon. Le țin. N-am curaj să țin jos în beci, pentru că unui vecin a fost spart beciul după ce ne-am montat noi interfon și îl bănuiește pe alt vecin, dar neavând probe, nu poate să iasă în față, să spună, da, tu mi-ai furat lucrurile din beci, printre care și două anvelope. Eu, auzind asta, am zis, lasă. Și așa nu prea umblăm în balconul respectiv, le țin acolo. Și cu asta am terminat, nu țin nimic de valoare în beci. Dar m-ar interesa să aflu unde sunt anvelope cu 40 de lei. În afară de prevederile legale, adică unde se schimbă anvelopele cu 40 de lei, în afară de prevederile legale, sătmărenii sunt sfătuiți să schimbe cauciucurile de vară cu cele de iarnă pentru siguranța lor. La temperaturi mai scăzute de 7 grade, cele de vară nu mai au aceeași aderență ca și cele de iarnă. Și în cazul drumurilor acoperite cu zăpadă și polei, pericolul derapajului este mult mai mare. Demn de menționat este și faptul că în prezent nu mai pot fi comercializate anvelope mai vechi de 5 ani, iar polițiștii verifică acest lucru în cazul unui control de rutină. Chiar dacă sunt ceva mai scumpe, specialiștii din domeniu recomandă șoferilor să-și încalțe mașinile cu anvelope de iarnă noi. Din punctul meu de vedere, siguranța șoferului și a pasagerilor este primordială. Anvelopele vechi, chiar dacă arată bine în exterior, își pierd din proprietăți. Nu este suficient ca striațiile de pe anvelope să fie evidente. Din cauza depozitării acestora în poziții improprii, chiar dacă sunt destinate sezonului rece, anvelopele își pierd din proprietățile de antiderapare și pe un drum cu polei ce pot pune viața în pericol celor aflați într-un autoturism. De aceea eu recomand tuturor să-și achiziționeze anvelope noi, chiar dacă sunt puțin mai scumpe. Oricum, sunt mult mai ieftine decât viața, a mai spus Gheorghe Butco. Da, pe Gheorghe l-am întâlnit acum o lună. A fost prima dată că ne-am aflat față în față. Dumnealui e cunoscut datorită inițiativelor pe care le-a avut, fiind și consilier. Eu sunt cunoscut datorită faptului că deschizi televizorul și vrei, nu vrei, bei, Ioane, ca vei, adică dai de mine. Și mi s-a adresat pe un ton familiar. Am zis, ok, e bine. Eu nu sunt adeptul protocoalelor cu... Am prea mult respect, deja ții omul la distanță. Ori dacă îl ții la distanță, nu poți să afli mare lucru despre el. Și am fost așa, la... nu la dumneavoastră, nu, la Pertu. Dar ideea este că are dreptate. Și normal că sunt mai bune anvelopele noi, dar întrebarea este... Să citesc mari clasici în viață, puia. De unde bani? De unde bani? Un sătmărean a câștigat 100.000 de euro la video jackpot. Pe ăsta l-a scos Dumnezeu din foame. Un sătmărean a câștigat marele jackpot la videoloterie, fiind mai bogat cu 100.000 de euro potrivit loto.ro. Norocosul sătmărean s-a ales cu suma de 484.000, mai mult decât 100.000 de euro. 484.895 de lei, 98 de bani. După ce luni a câștigat marele jackpot al lunii octombrie, pus la bătaie de Loteria Română, fiind cel mai mare jackpot din România, iar biletul câștigător a fost jucat la agenția 30019 din orașul Livada, județul Satu Mare. Jocul video jackpot, cel mai mare jackpot din România, lansat la începutul lunii august, se desfășoară prin intermediul terminalelor de videoloterie conectate într-o rețea națională cu circuit închis. Câștigurile sunt desemnate în sistem videoloterie în mod aleator și automat de către rețeaua de terminale și devin posibile în orice moment odată întrunit plafonul minim necesar de participări. Foarte tare, nu cunosc multe lucruri despre video jackpot.
Traficanții de droguri rămân după gratii. Tribunalul Satu Mare a admis ieri propunerea procurorilor DIICOT în ceea ce privește prelungirea arestului preventiv cu încă 30 de zile pentru sădmărenii Otilo Jolt, Oros, Zoltan Focior și Adrian Cristian Rusu, respectiv Sabino Zapatore, ultimul având și dublă cetățenie, italiană și germană. Aceștia sunt acuzați de constituire de grup infracțional organizat și de trafic internațional de droguri. Liderul rețelei anihilate de DIICOT în august este Sabino Zapatore, stabilit în Carei. Anchetatorii susțin că traficanții aduceau drogurile din Italia în România. Ceilalți 13 membri ai grupării sunt cercetați în stare de libertate. Da. Nu mă mir că rămân după gratii, pentru că, vedeți dumneavoastră, sunt în libertate, da, sunt un pericol pentru copii, pentru adolescenți, deoarece ăștia n-au mamă, n-au tată și singurul lor scop e să vândă cât de mult, fără să țină cont de faptul că nenorocesc viețile unor copii. Dar nu mă pot abține, trebuie să vă spun asta, deși în mod normal trebuie să vă spun antrenorul nostru național când vine, Florin Mureșan sau Daniel Chiorean, nu știu care dintre ei vine azi. Tibi Cic se întoarce, acesta a revenit ca antrenor principal în locul demisionarului Cosmin Bodea. S-a întors Tibi Cic la Olimpia și cu Tibi Cic m-am întâlnit în viața mea o singură dată. Mi-a părut un om ok, a venit, mi-a cerut niște melodii pentru că eram la un eveniment și mi-a părut un om ok. N-am avut, cum să vă spun, până în acel moment niciun contact cu el, nici măcar vizual. Dar mie mi-a părut un om ok, cu cerebral, cu picioarele pe pământ, cu capul pe umeri. Un om care știe ce vrea. De asemenea mi-a cerut niște melodii vechi, retro. Dar omul știa foarte bine ce îmi cere. Distracție totală. A fost chiar ok. Tot atunci am întâlnit mai mulți fotbaliști de la Olimpia, care, dați-mi voie să vă spun, sunt băieți. Dar aveau nevoie de un antrenor. Iată, acum l-au, pentru că știm că sub conducerea lui Tibi Cic Olimpia a mers bine. E că l-au schimbat așa, nu știm motivul. De ce? Cum? Ce? L-au adus pe domnul care era anunțat mare, mare antrenor și acesta n-a reușit să convingă, din păcate. Cauzele nu le știu, dar probabil le știu dumnealor dacă au luat decizia să readucă pe Tibi Cic pe bancă. E, acum, dragi telespectatori, să vorbim și despre reversul medaliei pe Facebook. Pedeapsa aplicată de un tată fiicei sale pentru că a mințit că are 15 ani și și-a făcut iubit pe Facebook. Ce-a făcut bătrânul? Americanul, te joci? Îl duce mintea, nu? Îi umblă și lui trotineta. Tatăl unei fete de 10 ani din Kentucky, Statele Unite, a luat o decizie ingenioasă după ce a descoperit că fiica sa își făcuse un cont fals pe Facebook. Fata scrisese că are 15 ani și chiar își făcuse un iubit. Tatăl ei a văzut contul și a făcut fetei o surpriză. I-am făcut un tricou personalizat pe care scria am 10 ani, iar pe spate sunt în clasa 5-a. Și apoi a obligat-o să-l poarte la școală. Foarte tare, nene! Mai mult, tatăl i-a făcut poze și le-a pus pe Facebook un mesajul. Fiica mea susține că e îndrăgostită și iese cu un băiat, lucru pe care eu nu l-am permis. Iată care sunt consecințele faptelor ei. Imaginea a primit peste 250.000 de like-uri și peste 77.000 de share-uri. Ai făcut ceea ce trebuia. Ești un tată de excepție. O să-ți mulțumească mai târziu, i-a scris cineva. Da, corect. Eu cred că sunt în stare să-i mulțumească, pentru că, vedeți, dumneavoastră, nu, în ziua de azi nu mai poți să ai încredere în nimeni. Dar nimeni, nici în cămașa de pe tine. Că poate și ai cu niște microfoane și te înregistrează serviciile, frate. Da, după scandalul cu Microsoft, trecem la următorul episod din Războiul Tronurilor. Voiam să spun Războiul Palatelor. Scandalul EADS.
Eu am scuturat niște cătușe de jucărie pe aici și ziceam, ghicitoarea mea, cine va fi arestat? În următoarea perioadă urmează arestări. De unde a știut? M-a întrebat cineva. N-am știut. Am mirosit că era prea mare liniștea. Aruncaseră cu toții Batista pe țambali. Era prea mare liniștea și am zis, asta este liniștea dinaintea furtunii. Cum la fel v-am spus în momentul în care am aflat de taxa de download din Ungaria, că ungurii nu se lasă. Ungurii sunt un popor dârz. Și nu s-au lăsat. Au ieșit în stradă. Au ieșit în stradă. Ce am spus? Vor ieși în stradă, vor fi manifestații. Ungurii nu se lasă. Călcați în picioare de propriul lor guvern. Acum, cu asta știți ce a făcut domnul prim-ministru Victor Orban? Vă spun eu ce a făcut. A scuipat în sus și a căscat gura. A zis, poate pică ceva. Asta a făcut și a dat o palmă. E popularitatea lui în cădere liberă. În picaj, așa. Da. Ce mai avem? Da, o poveste frumoasă. Simona Halep ajută copiii. Donația făcută de Halep înainte să plece în vacanță. Simona Halep a depășit 6 milioane de dolari câștigați din tenis, iar în 2014 a intrat în top 50 câștiguri din istoria tenisului feminin cu peste 4,5 milioane de dolari câștigați. Halep a încheiat anul cu finala la Turneul Campioanelor și un cec de 971.000 de dolari. Mai mare decât ăla la videolotării, nu? Românca a plecat în vacanță, iar a s-a îmbarcat într-o cursă taron cu destinația Madrid. Înainte să plece, Simona Halep a decis să participe la campania Ajută Copiii de la Viva Charity Gala și a donat un tricou de joc Adidas cu autograf pentru a fi scos la licitație. Prețul tricoului începe de la 300 de euro, dar organizatorii speră să obțină câteva mii bune de euro. Dragii mei, puneți-l pe Facebook. 1 milion de americani ar vrea să aibă un tricou care a fost purtat de Simona Halep și mai ales și cu autograful ei. Vă garantez, nu câteva mii de euro, zeci de mii de euro veți încasa pe el. Ajută copiii este o campanie al cărui scop este acela de a ajuta pe micuții bolnavi și care au de luptat cu lipsa mijloacelor financiare atât de necesare în ecuația dintre viață și moarte. Pentru că uneori șansa la viață atârnă de obținerea banilor pentru drumurile către spitale, pentru un medicament care nu se găsește sau pentru un regim alimentar deosebit pe care familia nu și-l permite. După cel mai bun an din carieră, Simona a simțit nevoia să le mulțumească acestora pe pagina sa de Facebook, într-o postare în limba română cu traducere și în limba engleză. Am terminat un turneu foarte important pentru mine. Aș fi vrut să vă povestesc mai multe, dar am avut nevoie să mă concentrez 100% pe ceea ce aveam de făcut. A fost un turneu care merită toată atenția mea. La Singapore am trăit o săptămână de vis. După o perioadă extrem de dificilă, am reușit să mă regăsesc pe teren, mi-am regăsit spiritul de luptă, liniștea și încrederea în joc. În 2013 am terminat anul cu o victorie. Anul acesta nu am reușit, dar am pierdut în fața numărului 1 mondial, așa că nu sunt tristă, ci foarte bucuroasă pentru rezultatul obținut. A fost un an greu, însă știu că anul viitor va fi și mai greu. Îmi voi lua vacanță strict pentru odihnă și voi reveni cu multă încredere la pregătirea pentru noul an. Vă mulțumesc foarte mult pentru susținere, pentru comentarii și pentru mesaje. Am simțit din plin susținerea voastră atât pe teren cât și pe Facebook. Și sunt sigură că fiecare dintre voi a participat la rezultatele mele. Pentru asta vă mulțumesc și vă doresc numai lucruri bune. Yes! Pe lângă asta, dragi telespectatori, Simona a reușit un lucru extraordinar. Se știe că afară românii sunt foarte dezbinați. Să vă povestesc doar că ajungând la frate meu la Milano, zice, nu, era un Bergamo, hai să-ți arăt cita alta, o cetate veche de 1000 de ani, cu niște ziduri de 7-8 etaje, e bestială, așa pe o culme. Și când parcăm, pentru că sus parcarea e foarte scumpă, există zone unde nu poți să circuli decât pietonal, când parcăm, lângă noi un jeep,
cânta Guță cu Salam din el, frate, de tremurau la ăla parbrizele. Și zic, ia uzi, măi, români, hai să-i salutăm, să... Nu, Gabi, nu, nu. Hai, mă, dați românii măcar să sărbu stoc, ce mai faceți? Nu. Zic, bine, dar de ce? Pentru că o să te ia în brațe, o să te pupe pe amândoi obrajii și cu cealaltă mână o să-ți salte portofelul. Las-o așa. Ca să aflu că românii, în general, au cercul lor de prieteni. Și atât. Nu intră în vorbă cu alți români pe care îi aud pe stradă, mai ales cu dăștea cărora le cântă Salam și Guță la maximum în mașină. Cu români care sunt foarte gălăgioși pe stradă, nu intră în contact. Îi lasă în pace. Nici măcar nu, nimic. Nici măcar un salut sau ceva. Nimic. Tocmai pentru că au fost nenumărate cazuri că te-ai dus, te-a luat în brațe, te-a pupat și te-a lăsat fără portofel. Da, tipic românesc, nu? Dar acum, Simona Halep i-a unit pe români, pentru că românii s-au strâns la un loc să o încurajeze în tribunele oricărui meci. Oriunde a disputat Simona Halep un meci, românii s-au strâns ca să o susțină. Un lucru extraordinar. Da? 8 și 25 de minute. Wow! Schimb de replici neașteptat între Radu Beligan și Maya Morgenstein. De câte ori faceți pe noapte? Nu vi-l zic. Radu Beligan are 96 de ani și eu îl consider un monstru sacru. A intrat în cartea recordurilor drept actorul cel mai longeviv care continuă să joace pe scenă. Înaintea premierei din Capitală, maestru s-a recules în cabina sa, mai ales că înainte cu o seară a jucat la Iași și a doua zi avea spectacol la Constanța. Cu casa închisă și sala arhiplină, piesa a început într-o liniște de ți auzea respirația. Toți spectatorii erau nerăbdători să revadă în acțiune pe titanul Radu Beligan, de data aceasta în rolul marelui mafiot Nicolae Rodnin. Picasso și Mușar pe uriaș, mărul discordiei. Să vedem cum se numește piesa. Leul deșertului. Da, nu mi-a plăcut un lucru. Știți că am un respect deosebit și pentru domnul Pleșu, dar consider că l-a atacat total aiurea. Ne-a venit acest atac nedorit, nepotrivit, nu, l-a atacat pe maestrul Radu Beligan, când se știe că nici dumnealui și dumnealui are păcatele lui. Fiecare și are păcatele lui, așa că ar fi mai bine să se uite fiecare în grădina proprie sau în oglindă. În oglindă, nu? Da, nu vreau să intru mai departe în acest subiect, dar să nu uităm, vine Halloween-ul, dragi telespectatori, chiar sunt invitat la o petrecere de Halloween de juniori. Am fost și anul trecut și au fost încântați și m-au invitat și anul ăsta și până pe ultima sută de metri n-am putut să le dau acceptul pentru că, da, programul meu e foarte încărcat. Toată ziua mea e o alergătură. Toată ziua mea de lucru este o alergătură continuă. Halloween-ul e sărbătorit în toate colțurile lumii în noaptea de 31 octombrie spre 1 noiembrie. Da, an de an auzim despre Halloween și ne distrăm la petreceri, de groază. Sau ne costumăm îndrăzneți. Dar ce știm de fapt despre Halloween? Cunoscută și drept All Hallows Eve, adică ajunul sărbătorii tuturor sfinților, Halloween-ul are loc în noaptea de 31 octombrie, cu o zi înainte de All Hallows Day, sărbătoarea tuturor sfinților celebrată de creștinii catolici și de protestanți. De altfel, sărbătoarea este la origini una creștină, iar oameni din diverse țări merg la biserică și aprind lumânări la morminte în seara de 31 octombrie. La noi se spune luminațiile, nu? Dar sărbătoarea a devenit populară datorită unui alt obicei. Oamenii se costumează în fel de fel de personaje, mai ales inspirați de filme horror celebre, se duc la petreceri, scobesc dovleci, merg în locuri bântuite și se uită la filme horror.
Nu mă mai uit de mult la filmele horror pentru că sunt trase printr-un șablon. Întotdeauna e unul rău între ei, între cei care participă la o petrecere sau se duc în pădure la o cabană sau ies la o insulă. Întotdeauna e unul rău care începe să-i măcelărească pe ceilalți și aproape întotdeauna unul singur scapă dintre toți. El îl și rezolvă pe cel rău. De obicei o fată. De obicei cea mai frumoasă fată. Da. Numele de Halloween provine din Scoția și este de fapt prescurtarea numelui sărbătorii creștine All Hallows Eve. Scoțienii spun All Hallows Even. Even înseamnă seară în dialectul lor, care poate fi pronunțat și in. Dar în timp denumirea lungă a acestei sărbători s-a transformat în Halloween. Da, este inspirată de o sărbătoare antică celtică. O știm acum. De fapt, sărbătoarea All Hallows Eve, care a dat numele Halloween-ului, are originile într-o mai veche sărbătoare de origine celtică, Samhain. Da, îmi plac și dansurile irlandeze. Îmi plac. Îmi plac irlandezii cum petrec. Am un prieten foarte bun care lucrează în Irlanda și când am început să-mi povestească omul cum decurge la ei ziua în care își încasează salariul, m-a apucat râsul. Dar asta e altă poveste mai lungă. Dragi telespectatori, o să luăm acum pauza publicitară. Rămâneți alături de noi. Avem foarte mulți invitați astăzi. Încă o dată, bună dimineața, dragi telespectatori, iată, suntem în direct, avem număr record de invitați. Prima dată în acest sezon al ceaiului de dimineață avem 8 invitați. Robi, dă-mi, te rog frumos pe toți să le spun bună dimineața. Așa, cum i-ai pus pe rând? Așa, ia uitați-vă ce avem aici. 3 feciori, 3 fete și 2 organizatori. Este exact ca în povestea aia cu 7 băieți și o strângăriță, dar acum se pare că sunt un număr egal. Ele și ei sunt concurenții și organizatorii la MIS, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară George Emil Pala de Satul Mare. Întâmplător îmi sunt și vecini pentru că și eu locuiesc pe strada Crizantemei. Îi văd în fiecare zi când ies de la școală. Tineri, frumoși, gălăgioși, acțiuni specifice vârstei și iată cum pregătesc un show de zile mari la care invitatul este... Wow! Guescu! Mm-hmm. Da. Neața bună, bine ați venit. O să începem cu Gabi. Gabriela, se pare că tu te bucuri de o popularitate foarte mare în rândul colegilor, deoarece văd că ești prima și aici pe lista de organizatori. Numele tău mi-a fost dat așa, sigur, cu număr de telefon, dată de contact. Când ați decis să vă ocupați voi clasa 12-a? Ce? Și văd că mai aveți un organizator și din I, încă unul din A. Când ați decis să vă ocupați voi de balul bobocilor? Bună dimineața, acum vreo 2 săptămâni, a fost așa pe moment, ne-am hotărât. Am strâns organizatorii din fiecare clasă cine a vrut și ne-am apucat de organizare. Frumos! Am văzut că tratez problema cu maximă atenție și seriozitate. Am asistat ieri parțial la o repetiție de-a lor. De ce parțial? Pentru că n-am reușit să ajung de la început. Ocazie cu care l-am remarcat și pe principalul tău colaborator, pe Raul. Dă-i puțin microfonul. Raul este, uitați-vă bine la el, băiatul cu freză de Latino Lover, așa, Ricky Martin. Și... Și el a fost foarte atent la discuția noastră, este receptiv, săritor, foarte repede se mișcă, asta îmi place. Aveți câți organizatori de toți? Ia să vedem până la urmă. Aveți vreo 13, așa-i? 12-13, cam așa, organizatori. Vă sprijină Raul, vă sprijină colectivul profesorat, profesorii vă sprijină. Bună dimineața, da, ne ajută cât de cât profesorii în tot ce pot să facă și... În principiu, noi trebuie să ne ocupăm de organizare, pentru că noi am hotărât să facem acest MIS în anul
2014 și sperăm să ne descurcăm cât mai bine și pe cât se poate să facem tot posibilul ca pe vineri să fie un show de neuitat. Să știi că eu am prezentat și anul trecut la voi concursul și am spus organizare impecabilă, atitudine ireproșabilă, s-au descurcat foarte bine atât organizatorii cât și concurenții și știi cum trebuie să mergem de la un an la altul, tot mai bine, mai bine, mai bine. Voi ați fost anul trecut, ați văzut, nu? S-a ținut tot în fostul Insomnia. Ați fost anul trecut, nu? Ați fost. Eu personal nu am fost, n-ai fost. Probabil că colegii lasă că o să vezi fost. Acum atunci, nu e nicio problemă. Dă-i și domnișoarei Natalia, dă-i microfonul, te rog. Natalia, tu cum te-ai înscris? Așa din proprie inițiativă sau au zis colegii tăi, hai înscrie-te și tu? Bună dimineața, păi am vrut și eu să mă înscriu și surorile m-au încurajat. Și prietenii, e o experiență până la urmă de neuitat, e da. Ceva frumos. Odată. Care crezi că e punctul tău forte? Nu știu, păi... Ce ai tu în plus față de celelalte concurente? Privire, atitudine... Atitudine. Cunoști mai bine limba germană? Bun, dă-i, te rog frumos, și Cristinei. Cu Cristina ne-am întâlnit la nunta unui prieten în vară. Și ce am remarcat pe ea, nu o să întreb ce are în plus față de altele, am remarcat că e foarte bună dansatoare. Ai schimbat două perechi de pantofi în seara respectivă? Nu. Nu? Nu. Nu i-ai schimbat pe ea cu tocuri cu alții mai așa? Nu. Înseamnă că, într-adevăr, ești dansatoare bună, dacă nu te-au jenat pantofii. Tu de ce te-ai înscris? Nu știu, am considerat că e o șansă unică în viață și merită să particip. Da, frumos, frumos. Și te-au impulsionat din spate colegii sau da. Ai simțit da, sprijinul ajutorul lor? Da. Și părinții? Da. Vine tati să te vadă? Normal. O să-i fac cu mâna de pe scenă. Servus Cristi! De fapt, cred că tati se uită acum la noi. Da, și eu cred. E băia faină, e prieten de mult. Dă-i, te rog, și Patriciei microfonul. Bună dimineața. Neața bună, bine ai venit și tu alături de ceilalți. Trebuie să vă spun, dragi telespectatori, că am decis să iau ușor pentru că toți au emoții. O să le treacă, știți, când, pe finalul emisiunii. Patricia, tu ce te-a făcut să te înscrii? Păi, mie mi-au zis ceilalți, colegii, părinții, organizatorii să vin. Prima dată n-am vrut să vin. Dar, în rest, am ales să vin, că e o oportunitate de neuitat și... Așa, îți faci prieteni, îți faci și prietene și în ghilimele, îți faci... Când se termină show-ul, o să zici, care mi-a luat rujul? Da, dă-i și lui Raul... Raul, pe tine te văd așa foarte hotărât, foarte înfipt. La ce școală ai terminat tu? Unde? La Bălcescu, pe ATF. La Bălcescu. Ești aproape din satul meu, că tu ești din micro 15, eu sunt din micro 16, deci suntem vecini, știi? Și eu sunt din micro 16. Așa. Și tu ai ales, bănuiesc, liceul George Emil Palade pe criteriu că era cel mai apropiat liceu de tine, nu? Da. M-am gândit eu. Ce crezi tu, care e punctul tău cel mai tare, forte? Dansul? Știi să reciți frumos poezii? Cunoști limbi străine? Păi, sunt mai comic așa și la asta am făcut și la proba la alegere. Da? Da. Ți-ar place să fii ca și băieții de la Spitalul Nou, nu? Nu. Nu. Bun. Cine te-a convins să participi? Păi, eu am vrut să participi. Tu ai vrut. I-ai spus la tata, la mama, să vină da. Să te vadă. Da. Super. Dă-i și lui Ronaldo microfonul. Ronaldo, tu bănuiesc că o să faci acolo un exercițiu cu mingea, nu? Bună dimineața, nu? O să dansez. O să dansez? Da, da. Super. Ca să ai noroc, trebuie să-ți iei o minge în buzunar, măcar de ping-pong. Da. Tu la ce școală ai terminat? La Octavian Goga. Octavian Goga. Și de ce ai ales liceul ăsta? Bă, nu știu, prin plăcere și am mai mulți prieteni acolo și mi s-a părut și profilul mai interesant. Și ți-a povestit că sunt gagici faine, nu? Da. Bine, dă-i și lui Angel microfonul. Bună dimineața.
Tu ai fost ăla care n-avea emoții deloc, nu? Da. Ți le-ai mascat foarte bine, spune-mi. Angel, tu unde ai terminat la ce școală? La liceu sportiv. 8 clase la liceu sportiv. Da. Și de la sport ai trecut la industrie. Da. Alimentarea. De ce ai ales George Emil Palade? Sincer, că am auzit că sunt fete. Și ce crezi tu, care e punctul tău forte? Cu ce ești mai tare decât ceilalți? Păi eu singurul care cânt. Tu ești singurul care cânti. Vedeți, băieți, dacă nu v-ați uitat cât trebuie la Enrique Iglesias. El i-a văzut toate melodiile, știe toate melodiile pe din afară. Aproape. Aproape. Bun. O să vă rog să-i dați microfonul înapoi. Haideți, dați-l din mână în mână până ajunge aici la Gabriela. Că ea are, acum vă spun ceva, ea are stresul. Ei sunt cei vinovați de reușita sau eșecul acestui concurs de Miss, Balul Bobocilor, Liceul Tehnologic de Industrie Alimentară. Cum de-ați decis să-l invitați pe Guesu? Le plac colegilor, le place Guesu? Da, le place și acum 3 ani, când am fost noi clasa 9, au fost foarte mulți la Guesu și sperăm să fie ceva ok, să vină la fel de multă lume. Așa, dă-i puțin microfonul și lui Raul, te rog. Raul, în afară de Guesu, ce se mai ascultă la voi la liceu? Guță, Maimuță, Salam sau B.U.G. Mafia, Ina? Majoritatea colegilor mei preferă muzică ușoară sau rap, hip-hop. Da. Nu prea preferă manele, populară, de petrecere. Am înțeles, am înțeles. Probabil se simt rușinați dacă ascultă de petrecere. Nu-mi dau seama, sincer. Colegii voștri, v-ați împărțit sarcinile între voi, organizatorii, că văd aici câțiva, sunteți. V-ați împărțit, știe fiecare ce are de făcut deja? Sau încă mai aveți câte unul care nu știe la fix ce are de făcut? Păi până în prezent toate au fost clarificate, mai rămâne de clarificat în seara misului, care fiecare unde o să aibă locul, ce o să facă, care unde se pricepe mai bine și în funcție de asta o să ne alegem posturile. Da. Cine va fi în juriu? În juriu vor fi 2 profesori de la noi de la școală și directoarea adjunctă, 2 foști elevi, cei care au participat la Miss anul trecut și au fost câștigătorii, locurile întâi la fete cât și la băieți și atât momentan. Da. Raul, tu din prima clipă ai fost alături de Gabriela. Ai decis să te implici pentru că ai văzut partea bună a lucrurilor. N-ai văzut doar alergătura, bătaia de cap, munca asta, ore la repetiții. Este foarte greu la început până reușești să-ți faci un plan, să umblăm după sponsori, să creăm tot ce trebuie, probele. Dar până la urmă, vineri seara, ne vom simți mândri de ce am realizat. Yes! Asta am vrut să aud! Asta am vrut să aud! În sfârșit zâmbește! Mă bucur! Dacă pot să te rog, uite-te din când în când și în camera aia sus acolo, nu dar jos, bine? Gata, v-am destins? V-am destins și pe voi, în regulă. Dacă tot zâmbiți, e ok. Ăsta este scopul meu, că dacă stați încruntați, mă intimidați. Da. Și care credeți voi, Raul, că va fi cea mai grea probă pentru ei? Bănuiesc că cea mai grea probă va fi proba la alegere, pentru că fiecare încearcă singur să dea tot ce poate. Nu se poate lua după nimeni, pentru că la probele de seară, proba de zi sau intro, se poate uita la colegul cum face, dacă a uitat dansul sau pașii, dar în schimb la proba la alegere, ce și-a pregătit, aia va face. Am înțeles că majoritatea dansează. Da, probabil că se simt mai în largul lor dansând. Unul și cântă, uite el. Fii atent, dacă tu cânti frumos, eu am pile, te trimitem la Vocea României. Te trimitem la Vocea României. Numai așa până la intrare, să vezi cum e. Da. Ce vi s-a părut
Ok, la ei ce n-a mers bine la început? Că știu că până la urmă ați reușit să trageți totul la zero. Nu sunteți deficitari la niciun capitol. Dar ce vi s-a părut lucrul cel mai bun la ei? Au fost receptivi sau au vrut de la început să participe? Nu s-au jucat așa mult, că știm cum este cu bobocii. La început e ca în curtea școlii. Mulți dintre participanți la început n-au vrut să participe din cauza emoțiilor. Se tem că o să se facă de rușine sau că o să-și audă vorbe dacă câștigă misul, că au fost ajutați, că au fost favorizați de organizatori sau de juriu, cu toate că le-am spus că nu o să fie așa. Cu juriu, știi cum este? Hai că-ți povestesc, e o fază foarte faină. Acum vreo 4 ani m-au invitat și am fost în juriu la Miss Eminescu. Și ideea e următoare, am întâlnit 7 membri, erau în juriu. Am întâlnit din 7 membri pe unul singur, îl știam, nu ne-am cunoscut dinainte. Fiecare și-a făcut punctajul, când am adus, am contabilizat la toți, da, absolut la toți, ne-a ieșit aceeași fată pe locul 1. Probabil a fost mai bună decât celelalte, a avut o zi bună, fata s-a descurcat. Și a doua zi, pe nu știu ce site-uri, oare cât le-a dat tată-s-o și măsa lui ăia la juriu? Am zis, gata, am terminat cu jurile, n-am chef, nu mă țin nervii, nu mai am răbdare să explic la niște proaste care, de fapt, s-au făcut acolo de curacao, de ce a câștigat aia altă. Oare cât mi-a dat mie taică-s-o și maică-sa? Înțelegi? De parcă vezi, doamne, aia ar fi câștigat o reclamă la șampon de 10.000 de dolari, că a ajuns pe locul 1 și ce interes mare au avut tata și mama să ne plătească pe noi. A și râs colegul cu care... Ești aici, mă? Ești aici? Bun. El a fost celălalt membru al juriului. El era singurul pe care îl știam. Și de atunci n-am mai acceptat să merg niciodată în juriu. Adică decât să existe discuții de-astea prostești, a unui tâmpit sau a unei tâmpite, mai bine las că prezint și e ok. Da, ce ar mai fi de adăugat? Ce am uitat eu să vă întreb? La ce oră începe Găsu? Imediat după ce se termină, nu? Imediat după ce se termină concursul. Găsus, cum am vorbit noi cu el, a spus că ajunge undeva pe la ora 11, ne va intra pe scenă și ne va cânta. Să sperăm că va face un show frumos și că vor fi cât mai multe persoane prezente în incinta localului Aqua, fostul Insomnia. Da, dragi telespectatori, sunt 7 fete, 7 băieți. Angel Tămășan, sârb Dalina, Haidu, Ana Maria, Marchiș, Natalia, Oniga, Cristina, Iloc, Giovanna, Smuter, Andreea, Molnar, Ronaldo, Ionchi, Raul, Oros, Gabriel, Suic, Nicolas, Schuller, David, Besera, Patricia, David, Iuhas. Și sunt 13 organizatori. Cei mai implicați sunt aici lângă mine. Ca de exemplu vecina mea de balcon. Nu uitați, vine Guesu, are foarte mulți fani și în satul mare sunteți așteptați cu toții. Eu o să am microfonul, DJ Soso butonul, vom colabora foarte bine pentru reușita unui show total. Dacă mai vreți să spuneți câteva cuvinte, văd că vrea Gabriela să spună ceva, dă-i microfonul, te rog. Hai, că terminăm imediat. Vă așteptăm cu drag și sperăm ca să fiți mulțumiți de ceea ce am realizat noi și cu cât mai mulți, cu atât mai bine. Așa, dă și lui Raul microfonul, ia să te rog frumos, la revedere de la telespectatori. Ai uitat să zici mami să aici? Mama oricum nu vede la ora asta, dar salută tatăl meu. Vă așteptăm la ora 8, la deschidere, cu foarte mult drag și sperăm să vă placă tot ce o să facem. Dacă nu o să iasă nimic bine, noi am fost de vină. Principal, organizatori. Da, și dacă o să iasă totul foarte bine, voi sunteți vinovați de reușita show-ului, da? Să sperăm să iasă foarte bine, să fim vinovați de reușita show-ului. Da. Dragi telespectatori, o să vi-l dau acum pe Daniel Chiorean. Înainte de a vă aduce aminte, sunteți așteptați mâine la primul concurs Miss Boboc. Liceul Tehnologic George Emil Palade a decis să spargă gheața în acest an. Ei au fost primii care au organizat și anul trecut și le doresc mare, mare succes și sunt sigur că va fi un succes. De ce? Pentru că sunt implicat și eu în acest show și am ambiția să mă implic total când vine vorba despre reușita unui show. Dragi telespectatori, înainte să vi-l dau pe Daniel Chiorean, să vă
spun și bancul zilei, un banc care mie mi-a plăcut foarte mult. La ora de religie, domn părinte îl întreabă pe bulă: ce trebuie să facem prima dată ca să ni se ierte păcatele? Păi, ca să ni se ierte prima dată, trebuie să păcătuim, domn părinte. Da, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă doresc o zi bună, ne vedem mâine dimineață pe 7 fix la Nord-Vest TV, iar acum o să-i las pe Boboci și pe organizatori să meargă, ei lipsesc acum de la prima oră, sper că vor fi motivați, dacă nu o să mă duc eu să mă rog de doamna directoare să-i motiveze, așa, să-i dăm cuvântul antrenorului nostru național care vine cu știri proaspete din sport, așa cum vă spun, acum vreo 3 ani a fost cu mine membru în juriu la un concurs de Miss și am uitat să te întreb: băi, ție cât ți-au dat părinții lui aia? Foarte mult. Cât ți-au dat părinții lui aia, Dani? Nu pot să spun. Să spun eu, ți-au dat pace, mă, ți-au dat pace. Te-au lăsat în pace. Bine, te lăsăm să vii cu sportul, ne vedem mâine dimineață. Sunt DJ Gabi, vă doresc o zi bună, bye-bye. Bine v-am regăsit, bună dimineața. Într-adevăr, trecem de la misuri la sport. Ibi Cic instalat din nou principal pe banca Olimpiei. Iată o revenire a sătmăreanului nostru după un experiment nereușit cu orădeanul Cosmin Bodea. Iată că Tiberiu Cic revine și ia frâiele galben-albaștri. O situație destul de complicată a echipei sătmărene, care are nevoie disperată de puncte. Sigur, din ultimele 5 meciuri din acest an, 4 se joacă pe stadionul Olimpia din Satu Mare, adică acasă, ceea ce înseamnă că Olimpia are șanse mai mari pentru a obține cât de multe puncte, cât mai multe puncte, pentru că locul din clasament nu e cel care ar trebui și care îi face cinste Olimpiei. Sigur, Tibi Cic, destul de tăcut, așa cum îl cunoaștem noi, a spus că va veni, va face treaba, a colaborat extraordinar de bine și cu fostul antrenor Cosmin Bodea, pentru că știți, Tibi Cic a fost director tehnic. Din păcate, nu același lucru poate să spună Cosmin Bodea, nu mă refer aici la colaborare, pentru că a spus că dorește să mulțumească lui Tiberiu Cic pentru colaborare, însă a declarat că pleacă de la Satu Mare cu un gust amar, pentru că spunea dânsul, nu s-a respectat aproape nimic din programul, în ceea ce privește lotul de jucători, și că poate aceste greșeli ar trebui căutate și în alte parte, nu doar el e singurul vinovat pentru eșecurile și pentru situația nu tocmai plăcută de la Olimpia. Așteaptă să-și rezilieze contractul, probabil în cursul zilei de astăzi Cosmin Bodea își va rezilia contractul și va părăsi, din păcate, cu un gust amar orașul nostru și echipa Olimpiei. Rămânem tot la Olimpia, pentru că ieri la Dorolț Olimpia 2 Satu Mare a dat un recital, 6-0 a învins echipa pregătită de Mircea Bolba și Cristian Popa, goluri frumoase, goluri multe și o echipă de junior din nou pe care trebuie să o lăudăm, o echipă de junior, o echipă de cadeți, practic de tineri, această Olimpia 2, care promite și sperăm să producă și să aducă jucători talentați la prima echipă, pentru că, vedeți, la Olimpia au venit jucători din alte județe, din alte orașe și de ce să nu ne bazăm pe sătmărenii noștri, sigur, dacă e cazul și dacă se ridică la un nivel optim și la un nivel care le permite să evolueze în Liga a doua. După acea investire a lui, sau reinvestire a lui Tibi Cic la sala de sport a școlii Bălcescu Pedofi, echipa de basket de la CSM Satu Mare, echipa din Liga Națională, a făcut o vizită și, bineînțeles, un meci demonstrativ în fața sutelor de elevi, foarte mulți copii au venit să le vadă pe Andreea Oros, Ashley Adams, Tocara Ros, Enrique Olaza și așa mai departe. S-au simțit bine, copiii au făcut poze cu fetele, s-au îmbrățișat, au obținut autografe și atmosfera a fost una foarte, foarte, foarte frumoasă ieri în sala școlii Bălcescu Petofi. Socaș, Radu Socaș, nu putem să nu-l menționăm, este la 6-a reușită pentru Jucu, a plecat în vară de la juniorii Olimpiei și s-a înțeles în toamnă cu Unirea Jucu, a dat golul egalizator, golul de 3-3 și a pasat decisiv pentru victoria celor din
Cluj în fața industriei Gâlda, așadar încă un jucător talentat din Satu Mare care evoluează pe la alte echipe din alte județe. Să spunem și ceea ce s-a întâmplat cu deciziile Comisiei de Disciplină. 8 etape de suspendare a primit Bătăușul de la meciul de junior dintre Recolta Stanislău și Moftinul Mic. Știți, atunci unul dintre jucătorii a intrat și l-a lovit cu piciorul în piept și în figură pe un junior. Aici scrie 8 etape și 600 de lei amendă pentru lipsă de organizare, iată o amendă destul de usturătoare în ceea ce privește fotbalul județean. Sigur, doar așa poți să stopezi. Iar acel Richard Cier de la Recolta Stanislău, eliminat pentru lovirea juniorului de la Crasna Moftinul Mic, stă 8 etape și va plăti 100 de lei amendă. O sancțiune, zicem noi, care cu siguranță îl va pune cu botul pe labe. 8 etape e mult, e o pâine de mâncat până va ispăși aceste etape de suspendare. Vă mulțumesc frumos că ați fost și astăzi alături de noi. Vă doresc o zi bună și rămâneți cu Nord-Vest TV. Domnilor, domnilor și domnilor!